Așa. Deci, băieți, ce am făcut? Hai să recapitulăm. Pe doiul care era în dreapta, l-am dus în stânga și l-am rupt în doi, în două bucăți, minus 1, minus 1. Dar de ce n-am zis, de ce am zis eu minus 1 și minus 1? Motivul este următorul. Că valoarea pentru x egal cu 1, vine 7 ori 7, minus 6, face 1. Și vine 1 minus 1 și face 0. La fel și face și ăsta 1. 1 minus 1 face 0. Deci, eu am, când am construit exercițiul, nu credeți voi că chiar din față de acasă exercițiile astea și vreau și le țin minte. Nu, am, pe loc am aranjat textul. Eu mi-am luat un x, care știam eu. X egal cu 1, soluție. Și am zis, 7 ori 1, 7, minus 6, face 1. Radical din 1 face 1. Celălalt radical face tot 1. 1 și 1 face 2. Deci am zis egal cu 2. Dar n-am dat la întâmplare 2. Puteam să dau 3, 7, 9, dar 2 că mi-am fixat soluții. Eu știu ce soluții trebuie să aștept. Eu știu că trebuie să, dacă lucrez corect, trebuie să găsesc x egal cu 1. Da? Deci asta e secretul. Când formulez exerciții de acestea, am șmecheria asta în culise. Că eu îmi fixez soluția și fac jocul acolo și calculez totul și trebuie să dea așa cât valoarea respectivă când terminam. Aici nu știu cât trebuie să dea, că l-am luat din carte, ai văzut. Asta e confuzia acolo, nu l-am. Așa, da. Să ne luăm de cel de-al doilea echipaj. Deci ne luăm de cine acum? Radical din cât? Radical din 5x pătrat minus 4 minus 1. Egal mai departe cu limbi fracții și fac aceeași șmecherie. Tot un A este asta și un B din coace. Și la A minus B trebuie să înmulțesc cu A plus B ca și mai înainte. Deci zic radical din 5x pătrat minus 4 minus 1 totul pe lângă radical din 5x pătrat minus 4 plus 1 totul supra radical din 5x pătrat minus 4 plus 1. Deci am mulțit cu același lucru și sus și jos cu A plus B și egal mai departe cu cât face A minus B pe lângă A plus B? Ca și mai înainte face A la a doua minus B la a doua. Dacă când ăsta e la a doua dispare radicalul și face 5x pătrat minus 4 minus 1 la pătrat. 1 la pătrat e tot 1. Supra radical din ai ridicat la pătrat, am membri așa cum sunt aici? Păi nu izolezi un radical? Ba da, nu, l-am izolat, pe care le-ai păstrat și pe care le-ai dus. L-am păstrat pe primul. Așa. Și l-am dus pe celălalt. Ei, și când zici la pătrat, apare x pătrat cu x pătrat, se reduc. Minus 7 pe x pătrat cu... Păi vine radical din x pătrat minus 7 pe x pătrat, egal cu x minus radical. Da. Și când zici la pătrat ca un binom, se reduc, prima. Dar la un moment dat o să rămână x pătrat egal cu... Dar se reduc și x pătrat și 7 pe x pătrat. Că 7 pe x pătrat am 2 semn cu minus. Deci asta e șmecherie. Și se așează frumos exercițiul. Da. Dar chiar așa 7 pe x pătrat am 2 sau 7 pe x nu trebuie să fie? Că așa zice 7 pe... Da, 7 ia atâta, atâta. Da. A ușurat exercițiul. Da. 5x pătrat minus 4 supra radical din cât? 5x pătrat minus 4 plus 1. Și sus face 5x pătrat minus 5 5x pătrat minus 5 supra radical din 5x pătrat minus 4 plus 1. Și egal cu 5 pe lângă x pătrat minus 1, totul supra, radical din 5x pătrat, minus 4, plus 1. Deci, ia uite-te, deci echipajul ăsta l-am scris ca fiind 5x pătrat minus 1 supra radical plus radical. Echipajul celălalt
adică 7x, radical 7x minus 6 minus 1, l-a scris așa. În loc, acum întorc în ecuație. Și în loc de asta poate cum ce am aranjat, și altă chiar ce am aranjat. Și iată la ce ajung. Să vedem la ce ajung. Asta vă merită să o stați la școală, să o dați la colegii voștri. Dacă e dur față de ce s-a făcut la clasă, asta e tare de acolo, nu? Pentru că orice am încercat cu păstrarea un radical, să nu știu ce, nu. Ne scade din mână. Acum suntem pe culoarul cel bun. O să vedeți că ideea merge foarte bine. Deci în loc de radical de 7x minus 6 minus 1, cât se scriu acum? Cât era? 7 pe lângă x minus 1? Vă rog să spuneți voi, bine, am șters. De 7 pe lângă x minus 1, totul supra radical din 7x minus 6 plus 1. E adevărat? Prima care am lucrat-o. Uitați-vă cum căițelul vostru, că eu nu știu. Deci, vă rog să vă amintiți. Când l-am dus pe 2 în stânga, l-am arătat în 2 și a apărut radical din 7x minus 6 minus 1. Nu l-am luat aici cumva și ne-a dat aici, era în colțul ăsta scris așa 7 pe lângă x minus 1. Da. 7 pe lângă x minus 1 supra radical din 7x minus 6 plus 1. De acord? Da. Așa scriu și eu. Plus acum. Plus. Cel de-al doilea echipaj. Da? Dar cel de-al doilea echipaj, cât este cel de-al doilea? Ciprian, cât este al doilea? Când am plecat și am lucrat, cât mi-au dat la al doilea? Ultima dată. 5 pe lângă... x pătrat minus 1. Deci 5 pe lângă x pătrat minus 1. 5 pe lângă x pătrat minus 1. Totul supra... radical din... 5x pătrat minus 4. Așa este? Da. Plus 1. De acord? Egal cu 0. Mai, hai să mai ne avut. Că v-am pierdut pe drum. Nu mai sunteți lângă mine. Deci nu mai urmăriți drog, gata. Sunteți în pauză. Așa e? Nu sunteți în pauză. Încă o dată. Noi am avut așa ecuația. Egal cu 2. Țineți minte? Așa era. Egal cu 2. Și am izolat un radical și am muncit într-o variantă, nu a mers. De ce? Că sfârșeam când să eliminăm radicale în a doua etapă, să ridicăm la pătrat, avem un trinom. Și era x la a doua plus 3, ceva x la a doua, x termen liber, și la pătrat dădea din gradul 4. Și nu plăcea deloc să mă ocup de așa o chestie. E urâtă. Nici când am schimbat radicale, tot atât de urât a fost. Și atunci, ideea salvatoare, am zis că nu ne mai plasăm într-o situație standard. Că elevul ce caută tot tipul? Modele. El caută, a mai făcut așa ceva vreodată? Nu. Și atunci, da, de asta n-am făcut. De asta n-am făcut. Asta e muzica. Dar, spuneam mai devreme, că eu nu cultiv șabloane, nu modele, ci tocmai acum este momentul când încerc să vă urc un pic mai sus, să vă arăt că modelele nu totdeauna merg și că trebuie ceva deosebit. Un moment de inventivitate. Ceva care n-ai mai făcut vreodată. Că să duci pe doi în stânga, să rupi în două bucăți, nu-ți venea în minte nicio clipă. Nu vrei să te gândești la asta nici cum. Și să-i dai unul la ăsta și unul la celălalt, nici asta. Deci ai două momente tari. Când n-ai făcut niciodată. Dar de ce chestia asta? Pentru că echipajul ăsta a luat deoparte și lucrat, aplicând radical plus 1, ca să te duci la A minus B pe lângă A plus B, să faci A la 2, A minus B la A doua, se așează
după lucrul în 7, pe lângă x minus 1, supra 7x, radical 7x minus 6 plus 1. Celălalt, radical din 5x pătrat minus 4 minus 1, se așează, luându-l deoparte și aplicând conjugata de sus-jos, de regulă ești obișnuit cu conjugata de jos-sus, da. Nu de sus-jos. Dar iată că aici facem un lucru parcă anormal. Și băgăm radicalul jos. Dar x pătrat minus 1, cum mai poate fi văzut? A la 2 minus b la 2, adică x minus 1 pentru x plus 1. Deci aici e echivalent cu 7 pe lângă x minus 1. Scriem, da? 7 pe lângă x minus 1. Supra radical din 7x minus 6 plus 1. Deci 7 pe lângă x minus 1, radical din 7x minus 6 plus 1. Plus 5 pe lângă. Cât am zis log de x pătrat minus 1? Cât să scriu? Log de x pătrat minus 1, cât să scriu? X. Minus 1 pe lângă x plus 1. Deci x minus 1 pe lângă x plus 1. Totul supra radical din cât? Vorbim și de... De x. Totul supra radical din 5x pătrat. Și x pătrat minus 4 plus 1. Da? Egal cu 0. Ce observăm? Privind cu atenție la cei doi termeni, ce este comun? Ce vedeți comun și la ăsta și la cealaltă? X minus 1. Și atunci îl scoatem pe x minus 1 ca factor comun. Că el este aici, știți bine că zicem 3 ori x plus 7 ori x pătrat, îl vedem pe x comun și zicem x pe lângă. Din primul rămâne 3, din al doilea rămâne 7x. Așa și aici. Văzând noi că avem pe x minus 1 și într-o parte și în alta, o să scoatem factorul x minus 1. Și o să zicem x minus 1 pe lângă, din primul cât rămâne? Deci x minus 1 pe lângă. 7 supra radical din 7x minus 6 plus 1. Plus din al doilea ce ne rămâne? 5 pe lângă x plus 1 totul supra cât? Radical din 5x pătrat. Minus 4 plus 1. Închid în paranteza, egal cu 0. Și acum, ai dimulțit doi factori. Ăsta ori ăsta. Ăsta ori ăsta. Cât ori cât la mulțit îți facă 0? 0. 0, 1 sau celălalt poate să fie 0. Deci rezultă, deci fiecare are șansă să fie 0. Deci de aici rezultă că x minus 1 egal cu 0. Și tot atât de bine, 7 supra radical din 7x minus 6 plus 1 plus 5 pe lângă x plus 1, totul supra radical din 5x pătrat minus 4 plus 1. Da? Egal cu 0. Deci pe rând fiecare cu șansă să fie 0. Din prima, cine este 0? Ce înseamnă x minus 1 egal cu 0? Deci că x egal cu 1. Iată o soluție. X egal cu 1. Și a doua, destul de urâtă, pare. Că 7 supra radical plus 1, plus 5 supra radical, 5 pe lângă x plus 1 supra radical plus 1, egal cu 0. Noi am zis că lucrăm în ce zonă? X și în ce zonă vin? În final, de la 2 pe radical din 5, la plus infinit, nu? Când am pus condițiile existențe. Și acum zicem așa, cum x sunt la 2 pe radical din 5 încolo, deci x pozitiv. Dacă x e pozitiv și cu 1, ce fel de număr este aici?
un număr pozitiv și cu 1 tot pozitiv face. Ori 5 face pozitiv, radicalul ca valoare e pozitiv, plus 1 pozitiv, ăsta e radicalul pozitiv plus 1 pozitiv, plus... Suma două numere pozitive poate fi egal cu 0? Nu. Că sunt 3 pozitive. Deci asta e imposibil. Imposibil. În concluzie, rămâne numai varianta x egal cu 1 și terminat exercițiul. A ieșit? Văzut? Deci, observația tare era asta. Să da, lași pe primul radical. Nu, îi păstram pe amândoi. Dar și am încurcat la calcul la și după la am deci, și de observat că 7 pe x pătrat, cu 7 pe x pătrat se reduc? Da, se reduceau, dar mie mi se păstrau oricum. Acolo și nu știam cum se fac, dar se reduceau. Da. N-am știut. Deci, să ne întoarcem. Exercițiul ăsta mi s-a părut foarte tare. Foarte tare. Chiar vreau să-l dați pe ăsta, să vedeți la clasă câți dintre colegii voștri îl pot face. Părerea voastră, câți îl fac? Niciunul. Sigur că da. Dar interesant dacă și profesoara parcă aveți, nu? Da. Profesoara să-i lasă, doamnă, am găsit exercițiul ăsta. Și părerea aveți? Poate fi făcut? Și să convacă ședință pe catedră, să adună toți profesori să facă exercițiul ăsta. Da? Deci este un exercițiu interesant, cu adevărat interesant. Dacă nu te prinzi de poanta aceea că doi trebuie să duci în stânga și să rupi în două și faci conjugata, să faci asta, suspini acolo lângă el mult și bine. Ori dacă te duci să zici la a patra, la a doua, acolo, trinom, același, să faci quasi gradul 4, dar depășește cadrul discuției, că tu ești la polinomial de grad superior, de gradul 4, ecuație, voi ați învățat de gradul 10 și de gradul 2. Dar de gradul 3, 4, nu e o problemă. Schema de părere, sigur, te ajută. Ești din încurcător, dacă nu greșești la calcul, da. Unul verifică. În final, unul va verifica și celălalt, ecuația celălalt de gradul 3, nu îi poți arăta că n-ai nicio soluție. Aici e povestea. Pe când aici, prin ideea conjugată, spui că e unică soluția. Numai unul, partea a doua, nu mai poate fi zero. Deci asta e superb. Dincolo, dacă te duci pe culoarul acela, da. Nu te poți opri să spui că numai unul este soluție, fiindcă e un problem de gradul 4 și să rămâne una de gradul 3 după schema de Horner. Și dacă să rămâne una de gradul 3, înseamnă că acea are cel puțin o soluție. Acum le găsești. Trebuie să găsești tot divizorii. Dacă sunt numere iraționale, e o poveste complicată. Însă, șmecheria asta te duce spre final foarte rapid și sigur cu niște alte soluții. Mai au o dată. Să ne amintim. A fost această ecuație. Am stricat-o pe loc când am zis x pătrat. Dacă dădeam 5x minus 4 și dacă mai aplicam și rețeta lui Mihai, la pătrat, că ridică el standard. Mihai, de când te văd, de pe stradă, să spun. Mihai, cu binom, cum stai? Da. Și l-am stricat de ieșițiu pentru că lucrurile s-au complicat foarte tare. Așa că, văzând eu că e așa de interesant, să mai fac câteva ieșiții, să vă dau acasă, ca tempă. Deci, acum le compunem și o facem împreună, ca să vedeți cum le gândim. Deci, să zicem așa, radical din 10x minus 9, tot cu 1 iau eu, și plus radical din... Ăsta aș vrea să facă 2. Și ca să facă 2, ar trebui să fie radical din 4. Și ca să facă radical din 4... 4x. Deci zicem așa. 3x pătrat plus 1. Că 3x pătrat plus 1, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4, radical din 4 face 2. Și cu aici, când locuie pe x cu 1... Deci tot cu 1 am plecat cu soluție în capul. Da? Deci acum v-am arătat cum compune ghișițile. Da? Care e șmecheria. Mi-am luat un x care vreau eu. 1. Pot să iau 0, pot să iau 2, minus 1. N-am importanță.
Dar mie îmi place să le fac cu 1, că le fac foarte repede. Zic, 10 ori 1, 10, minus 9, 1. Radical din 1, 1. 3 ori 1, 3. Și cu 1, 4. Radical din 4, 2. Și atunci zic, egal cu 3. Cu 1 și cu 2, 3. Și am făcut chestia. Să se rezolve ecuația. E de tipul ăsta, deci, urât. Dacă te încerci să ridici la pătrat, așa cum și faci, ai terminat-o. Dacă izolezi un radical tot la trinom, mai e de gradul 2 la pătrat. Și atunci, zici pe minus 3 în stânga, egal cu 0. Pe minus 3 zici ca fiind minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2. Și zici radical din 10x minus 9, minus 1 echipă, plus radical din 3x pătrat, plus 1, minus 2. O altă echipă. Egal cu 0. Și iei de o parte, aplici conjugata, invers, da? Și la fel de coace și lucrez și în final găsești pe x minus 1, care scoți un factor comun, cum s-a întâmplat? X minus 1 și cealaltă, a doua, nu este niciodată 0 și îți rămân mai x egal cu 1 și te-am dat. Dar poanta este aici, că 3-ul, care în final este egal cu 3, îl duci în stânga și îl rupi în două. Dar de ce în minus 1 și minus 2? Fiindcă una face 1, minus 1 să facă 0, și cealaltă să fie cât? 2, minus 2, face 0. Deci din motivul ăsta am rupt așa. Mai facem unul? Vă las ca temă cu asta. Temă ca să dați la școală, să vă distrați. Altă ecuație, tot în genul ăsta, da? Altă, încă una de asta, să zicem așa, radical din... Hai să zicem de gradul 2 și la una și la alta. Ca să fie și mai dură. Radical din 4x pătrat plus 5. 4 plus 5 face 9. Radical din 9 face 3. Adică am gândit tot x era cu 1. 4 plus 4 și cu 5, 9. Radical din 9 face 3. Plus radical din... hai să zicem... 7x pătrat minus 3. Când am dat așa, să înțelege că e 4 aici. Și 2. 4 și cu 2 și cu 3, 5. Nu că asta am zis că e radical din 9, care e 3, și aici e radical din 4, care e 2, 2 și cu 3, 5. Cum mă lucrăm pe asta? Ducem pe 5 în stânga, rupem pe 5-ul ăsta în câte? Minus 2 și minus 3. Minus 2 și minus 3. Ăsta îi dau minus 2, la altă dată minus 3. Și fac conjugata de jos, de sus în jos. Și merge reșiță foarte bine, da? Deci, vedeți, v-am adus, Mihai era obosit în metri în matematică. Mihai, atât de frumos e la matematică, încât nu te prinde oboseala. Tu știi de când lucrez eu? Deci la 4 jumate am debutat și o țin lungă. Mi s-a schimbat seria. Grupa de la... au fost cei de la 4-a, urma 6-a și voi acum. Și sunt fresh. O iau de la început. Dacă mai am încă două serii, vă fac. Da, numai fresh o să. Totul depinde de antrenament și depinde de momentul acesta când pătrunzi în zona asta a părții frumoase a matematicii. Pentru că am mai spus-o și pentru cei mici, de regulă sunteți obișnuiți cu modele și căutați tot timpul șabloane. Așa sunteți de mici, de la școala generală, de la 1-4, de acolo. De astea am făcut, de astea n-am făcut. De ce mi-ai făcut cu asta? De asta l-am făcut. Ecuații de alea mergeau, când te-am dus la asta, n-am făcut de asta. Dar asta e frumusețea. Deci în fața unor astfel de greșiți, trebuie să găsești soluții. Deci te pui
te afli în situația inedită de a face ceva ce n-ai mai făcut vreodată. Și le spuneau și celor de la a șasea. Tot timpul am fost rământat de nevoia de a face ceva pe care alții n-au mai făcut vreodată. Vedeți? Acolo este un stup în spate, se cheamă biostup, pe care nu l-a mai făcut nimeni vreodată. Este invenția mea. Deci în apicultură am produs o chestie care schimbă complet filozofia apiculturii. Au fost fel de fel de etape în apicultură. La început erau așa zise buduroaie, adică ca o scorbură era făcută căsuța albinelor și era modul primitiv, foarte primitiv. După aceea s-a trecut la o idee de sistematizare, deci un model de stup. Și iată, de 4 ani de zile, eu am creat, am inventat un model de stup care nu e nicăieri în lume. Deci este invenție, de stat la USIM. M-am trezit în, să spunem, în tagma inventatorilor, fără să mă fi gândit vreodată. Dar asta nu vine, să spunem așa, că mergi mai pică din cer o idee și te lovești așa. Nu. Totul a venit ca urmare un antrenament continuu dinspre matematică, în dorința de a face niște, de a compune greșiți de acestea. Acest antrenament continuu, a făcut din mine, să spunem un om, în stare să se uite și spre lucruri pe care alții trec cu nepăsare, pe lângă care alții trec cu nepăsare. Adică nu observ asta. Există un lucru care îl spun acum. Zice așa, nu merge pe unde te duce drumul, ci mergi pe unul care nu există și dacă poți lăsa, lasă și o urmă. Este fascinant ce lucru profund ascunde această formulare. Deci nu merge pe unde au mers alții. Nu merge pe un drum bătătorit care există deja. Mergi pe unul care nu există, adică defrișează tu. Și dacă poți lăsa, lasă și urmă. Deci numai cât ai trecut neobservat, să lași urma ta și o urmă. Iată-mă din nou într-o situație de asta inedită. Profund ai face ceva care nu există nicăieri în lume făcut, în sensul matematicii. Dacă ați văzut chiar în ora asta, în seara asta, acum, în clipa asta, v-am arătat că nu mă frământă să vă comunic șabloane, modele, ci lucrul important este să putem să dezvoltăm actul creativ. Adică tu, omul, cum să spun, cel care vă ocupa un loc de muncă, nu să faci așa niște lucruri pe care nu mai fac și alții. Să faci ceva altfel decât o făcut ei până acum, ca să poți prelua să deteni progresul. Deci așa trebuie văzut. Iar matematica oferă o șansă imensă pentru dezvoltarea creativității. Este extraordinar. Este terenul cel mai propice pentru așa ceva. Sigur, creativitatea și în artă și în toate domeniile. Dar și matematica, nu vorbesc de faptul că când ai compus o poezie, este momentul acela când sufletul tău fredonează, cum plutește așa în aer de bucurie și ai momentul acela de inspirație specific, pe care nu-l atingi tot timpul. Dar tot atât de frumos este și în matematică. Tot atâta poezie este și matematică în partea asta de creație. Da? Deci asta am vrut să vă comunic acum, spre final, că aveți o șansă dacă vă veți duce foarte tare să studiați filmele profunde. Știți câte filme sunt acolo? Multe. 370. Cât? Cred că 370. S-au dus de peste 400. 400 de lecții. Dar o lecție nu are o singură oră.
media lecțiilor mele este de 2 ore minim. Deci numai pe matematică sunt în jur de 1000 de ore. Pe total, numărul filmelor care sunt pe YouTube la ora asta sunt 1700 și ceva de filme. Cu apicultură și matematică. Pentru că trebuie să vă spun că nu că am intentat stupul ăsta și m-am oprit. Fac un lucru iarăși inedit, acela de a prezenta în timp ce lucrez la stupină lucrările concrete. Ce fac pe modelul ăsta. Ce avantaje are stupul ăsta. Ce lucruri minunate se întâmplă. Deci, este exact ca atunci. Am plecat de la matematică, când fac lecția așa în fața camerei filmat, tot așa și acolo. Când am deschis stupul și lucrez acolo, spun, am întâlnit următoarea problemă. Aici o rezolv așa. La altă familie am găsit altceva. Și așa mai departe. Așa că toată această reacția mea se produce, repet, ca urmare unui antrenament în timp despre partea creativă. M-am vorbit de lucrul acesta pentru că am simțit nevoia să vă spun că merită să studiați profund. Hai să vedeți. Deocamdată voi avea șansa că sunteți în contact cu mine direct. Foarte puțin sunt cei care au așa o șansă. Mulți, majoritatea, prin filme. Mă văd și mi se întâmplă când merg prin orașe, să zic așa, să zic că el este. Unii au curaj să mă oprească, alții nu. Eram prin București, la Casa Presei, și traversam pe acolo și la un moment dat cineva claxonează în mașină. Și m-am întors capul, zic la mine, să fie claxonul acela, mie mi se adresează. Da. Și mi-a făcut de semn că mă cunoaște, mă știe, e pe calculator. Era la volan și făcea așa. Deci, e o satisfacție, o bucurie că se întâmplă așa ceva. Și aș vrea foarte tare ca un număr cât mai mare de elevi să mă poată accesa, să poată intra acolo. Nu, n-ați deprins chestia asta, nici nu știați că există profund online, Băcăuan fiind aici, dar iată că v-am convins acum să veniți aici, să stăm de vorbă și sper că ușor, ușor, așa cum s-a întâmplat cu Adrian, Andreea, noi avem, cât avem, 2 luni și ceva. 3. Aproape 3 luni de când lucrăm intens și zi de zi, gata, aproape, cu excepția sâmbete, când n-am mai putut face, și au avut un gol și acolo. Și duminică am lucrat. Deci nu s-a pus problema. E, așa am reușit să ajungem la un nivel destul de bun. De unde am plecat noi, dacă să ne gândim, ea a făcut-o umană anul trecut și acum s-a dus la matematică informatică intensiv, cum se numește acolo, și ușor ne redresăm. Da. E nevoie de foarte multă muncă. Ne oprim aici că gata, profonai a ieșit din priză. La revedere, dragilor! Seara bună!